Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră. Astăzi a avut loc noul întâlnire a Biroului Permanent Național în noua formulă. S-au discutat în principal chestiuni organizatorice legate de campanii electorale care vor urma. S-a discutat, sigur, despre principalul subiect de pe agenda, aceea cu pensiile. S-a reiterat ideea că vor fi transmise informări clare către toți pensionarii, astfel încât să se știe clar că nicio pensie nu va scădea. S-a discutat despre întâlnirile zonale pe care le vom avea în perioada următoare și decizia conducerii de a avea în fiecare săptămână un birou permanent național. Nu sunt foarte multe lucruri de comunicat, dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stau la dispoziție. De la Congres, liberalii v-au reproșat inclusiv Nicolae Ciucă faptul că nu ați atacat deloc partidele extremiste, în schimb ați avut numai critici la adresa partenerilor de coaliție, adică PNL. În primul rând, cred că au fost și referiri la AUR și la restul, dar nu țin minte că AUR să fi fost la guvernare sau să fie avut puterea. Deci e evident că ne-am poziționat în funcție de, sau vis-a-vis de cei care au decis la un moment dat destinul acestei țări. Sigur, răspunsurile au fost, cum le știți și dumneavoastră, puteau mai bine de atât. Din perspectiva noastră, suntem în dialog cu românii. De acum încolo va trebui să le spunem ce am făcut. După congres a existat o discuție măcar telefonică, din ce știți dumneavoastră, între domnul președinte Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în legătură cu acest subiect, pentru că liberalii spun, unii dintre ei, ce puțin, că ar dori chiar să iasă de la guvernare. În primul rând, nu știu dacă de ieri până azi sau de la altele până azi a fost o discuție, cu certitudine au fost discuții telefonice înainte de a merge domnul Ciolacu la Bruxelles și s-au discutat toate aspectele pe care liberalii le-au menționat ca nefiind discutate, iar în ceea ce privește ieșirea de la guvernare, cred că o singură voce puțin mai excentric am auzit legată de ieșirea de la guvernare. Domnul Ciolacu a reușit împreună cu guvernul să țină deoparte actul executiv de ceea ce se întâmplă în politică. E campanie electorală, sigur că vor fi și tușe un pic mai groase, dar guvernarea trebuie să meargă până la sfârșit. În perioada următoare, relațiile din coaliția de guvernare sau relațiile între PSD și PNL? Mai există dialog sau ne întâlnim după alegeri? Eu sunt convins că în guvern există dialog. În ceea ce privește politic, sigur, și eu am dialog cu colegii din Partidul Național Liberal, fiecare dintre noi avem, dar poziționările sunt clare. Suntem pe două, cum să spun eu, străzi diferite. Noi avem un mesaj, din urmă alt mesaj. Sigur că vor fi poziționări de adversari politici în această perioadă. Uitați atunci când lansați aceste mesaje că tot cu PNL-ul doriți să faceți guvernarea? Noi, uitându-ne la peisajul politic, sigur că, așa cum am declarat și în primăvară, cea mai bună opțiune pentru un guvern și pentru următoarea perioadă este împreună cu Partidul Național Liberal. Acum e prematur să spui ce se va întâmpla, pentru că depinde foarte mult de rezultatul din alegerile de la toamnă. Noi credem că vom lua un scor foarte bun. Colegii de la Partidul Național Liberal ar trebui să-și tempereze un pic discursul pentru a nu arde toate podurile în ceea ce privește relația cu Partidul Social Democrat. Asta, acum câteva luni sunteți într-un război așa mediatic, în față criticați unul pe altul, iar după, peste încă 3 luni, veți sta din nou la aceeași masă. Pare doar că este de imagine pentru fiecare partid înainte de alegerile prezidențiale. Nu este de imagine, este efectivă poziționare în prag de campanie electorală. Au fost asemenea... De câteva luni. De câteva luni, nu. Ideea este că noi mergem cu mesaje către electoratul propriu, fiecare dintre noi. După aceea, politica te pune în fața unor eventualități pe care, sigur, trebuie să fii pregătit să le negociezi. Dar dumneavoastră deja, practic, anticipați aceste eventualități, cum le-ați spus. Oamenii, dacă se vi se pare corect față de oamenii care trebuie... Nu, eu nu anticipez nimic. Stânga. Eu vă spun că vom câștiga alegerile ca Partid Social Democrat. E destul de greu ce urmează să se întâmple în aceste 3 luni, dar cred că ne vom da mesajul suficient de bine, astfel încât Partidul Social Democrat să fie la câștigătorul acestor alegeri să dea premierul. Astăzi, în ședința Partidului Social Democrat, v-a transmis președintele și premierul ce va face cu propunerea de comisar când o trimite la Bruxelles? Nu s-a discutat astăzi nimic despre asta. Dacă am fi preferat să-l avem pe premier aici, dacă tot ați spus că ați discutat despre pensii, ce rămâne de făcut cu minerii și cu celelalte categorii de pensii speciale, nevăzătorii cu categoriile? Există clară decizia fermă, comunicată pe toate canalele posibile că nicio pensie nu scade. În cazul celor din Valea Jiului s-a discutat, erau și colegii din Valea acolo, colegii noștri din Gor și din Hunedoara,
S-a discutat, se va discuta cu oamenii de acolo, nicio pensie nu scade, iar în ceea ce privește nevăzătorii, că s-a discutat și asta a fost un subiect extrem de important pe agenda în ultima perioadă, la fel dânsii vor rămâne în aceeași logică de pensie pe care o au și până acum. S-a ajuns aici. Nu, s-a ajuns strict dintr-o deficiență de comunicare care aparține, din păcate, Casei Naționale de Pensii, care iarăși trebuie să facem și puțină politică, nu este la PSD. În județul Alba s-a oprit transmiterea deciziilor de recalculare a pensiilor. Cum vedeți această situație în contextul în care au mai fost reclamații și din alte zone din țară? Sincer, este o chestiune punctuală pe care nu o cunosc. Cu certitudine, toți cei care sunt nemulțumiți sunt așteptați la casele de pensii. Ați văzut și cifra 0,024% din totalul pensiilor au necesitat încă o dată recalculare. Dar cifre, dar e vorba de oameni. Adică păi nu, dar eu vă spun că e vorba de 1000 de oameni din 4,5 milioane. Adică, sigur că se întâmplă la un proces atât de complex, și este un proces extrem de complex, se întâmplă să existe și anumite erori. Dar aveau comunicare specială cu ei, nu știu, la casele de pensii? Va exista... În perioada următoare, așa cum a decis premierul în ședința de guvern, va exista o comunicare detaliată, printată, care va ajunge în cutia poștală a fiecărui pensionar. I-ați simțit lipsa Gabrielei Firea la această ședință? Am aflat de la dumneavoastră că e o problemă că Gabriela n-a fost acolo. Din perspectiva... Nu, din punctul meu de vedere, dacă a avut altă treabă, este de înțeles. Nu e singura care a lipsit. Eu știu că Gabi Firea este un om de echipă și... La ședința de astăzi? Nu. Ar trebui să rămână în fruntea organizației PSD București, Gabriela Firea? Este în fruntea organizației PSD. Dacă ar trebui să rămână în această funcție? Decid colegii de la București dacă o vor vota în această funcție. Este acolo, are toată susținerea. Nu, e spumos subiectul, dar nu are rost. Vor mai exista consultări? Este loc de întoarcere în ceea ce privește nominalizarea lui Victor Negrescu? Nu s-a discutat, repet. Din ce știu până acum, este o discuție privind portofoliu. Așteptăm în foarte scurt timp să vedem ce portofoliu, probabil din zona economică. Iar Victor Negrescu este un om politic, pentru că toată lumea vorbește, domne, dar nu se pricepe la strâns șuruburi ca să ajungă... comisar pe nu știu ce. Victor Negrescu este unul din cei mai buni politicieni în relații internaționale pe care Partidul Social Democrat îi are, este vicepreședinte al Parlamentului European și are toate aturile să poată fi un comisar foarte bun. Am venit puțin la subiectul pensiilor, că este unul extrem de important. La anul, da, fac 40 de ani de muncă. Ce se întâmplă cu legea? Mai poate fi modificată? Cum de le rămân pensiile? Nu pierd la pensie, deși ei au primit că le scade pensia. Nu scade, se modifică legea, este și neconstituțional. În momentul în care ai un drept... Legea spune... Procedural, cum veți face? Modificați legea sau... Să poată să primească creșterile de anii viitori, astfel încât să nu simtă practic o plafonare a pensiilor. Nu este o plafonare a pensiilor, să nu uităm că în momentul în care au primit acea pensie mai mare decât cea care a venit după recalculare, a fost un beneficiu al anilor respectivi. Dar nu se transmită banii pe care i-a primit în anii trecuți, adică... Nu știu să intru în detalii legate de nevăzători și așa mai departe. Cel mai important mesaj pe care trebuie să vi-l dau în acest moment și îl dau către oameni este că nicio pensie nu va scădea. Ce va urma, o să vedem. Orice lege se poate amenda. Bun, pensiile nu scad, dar acele etichete sociale în valoare de 250 de lei se înjumătățesc și se primesc o dată la 6 luni, nu o dată la 2 luni, cum era până acum. Depinde. Deci nu tăiem din pensii, dar tăiem din acele etichete? Acele etichete au fost un sprijin pe care tot Partidul Social Democrat l-a dat. Deși pe televizoare vedem că avem colegi din PNL care spun dânsii că au crescut pensii. În 2021 n-a crescut nimic. Când spuneam că trebuie să le creștem cu 40%, spuneau că n-au bani. Rareș Bogdan ieșea și își rupea cămașa că nu există bani pentru așa ceva și suntem populiști. Până la urmă și-au făcut pliante cu creșterea pensiilor și acum am văzut că domnul Ciucă dânsul a crescut pensiile peste tot. Etichetele sociale au fost acest tip de sprijin către pensionari și către oamenii cu probleme, astfel încât să nu fie acel lucru criticat de toată lumea, că dacă pui un procent la creșterea de pensie, crește și alea mari și alea mici.
aceste chestiuni vor rămâne și depinde foarte tare de guvernul următor dacă va menține aceste chestiuni în plată. O altă problemă în ceea ce privește pensiile este că în momentul de față o parte dintre pensionari, o parte foarte bună, majoritatea dintre ei, trec de pragul de 2000 de lei. Asta înseamnă că li se va impozita pensia. Se mai discută în partid, dacă ați mai discutat despre această măsură, astfel încât plafonului de la 2000 la 3000 de lei? Eu nu știu să existe această discuție, dar e firesc dacă treci de un anumit prag să plătești impozitul. Marcel Ciolacu spunea chiar în iunie că în momentul în care va veni recalcularea, ia în calcul inclusiv creșterea... Ia în calcul, dar aici trebuie să vorbiți cu colegii de la guvern, chiar nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Asta e chiar un proiect al colegilor din coaliția liberalilor pe acest subiect și spun că în toamnă ar dori să... Liberalii vroiau foarte multe lucruri. Da, vreau foarte multe lucruri. Așteptăm să vedem ce propun efectiv pe masă, pentru că discuții de genul ăsta în spațiu public am tot auzit. Vă mulțumesc mult!